Câștigătorul bicicletei pusă la dispoziție de Willy Schuster și concursul cu ocazia Zilei Internaționale a Munților Carpați a venit după bicicletă. Se numește? Nu, Cristian. Cristiane, ia zi-ne cum ai reușit tu să știi toate vârfurile și cum ai descoperit Media și News Blog, pentru că acolo a fost concursul. Răspunsurile le-am descoperit de pe net mai mult și din întâmplare am descoperit site-ul. Cum? Ce ai tastat tu acolo să ajungi la miciahodernou.ro? Am căutat altceva pe internet și am zis să încerc. Tu de obicei participi la concursuri? Nu prea. Nu prea? Și ce te-a atras? Bicicleta? Bicicleta. Dă-te la o parte să vadă și cei care ne urmăresc acum pe net. Îți convine bicicleta? Da. Nu? O să mai particip la concursuri? Da. Spune-ne mai multe despre tine. Unde studiezi? Ce faci? Studiez la școala numărul 7 și pasiunile mele sunt fotbalul mai mult. Și cu cine joci tu fotbal? Cu prietenii din cartier și am fost anul trecut și la fotbal. În mod organizat, așa? La ce echipă? La Gazul. Și? Acum? Ai lăsat-o mai mole? Da, anul acesta și de anul viitor o să mă duc iar.